Aici merge, cred, Ok. deocamdată. Merge și aici. Tocmai am tras, nu știu cât am tras, 10 minute, un sfert de oră, cât am tras. Cam așa, că mă uitam dacă se apropie de sfârșit Da. și ne-am dat seama că Nu mergea recorderul. n-am tras de fapt. Că de fapt nu am tras. După ce celălalt podcast l-am început cu faptul că am mai tras un podcast care n-a ieșit. Da, am tras un podcast cu Radu, am tras tot acolo în grădină și nu a ieșit pentru că a bătut vântul foarte tare în microfoanele de la recorder și nu se auzea absolut nimic. Și a fost un podcast foarte reușit, a fost chiar amuzant, chiar a fost interesantă discuția cu Radu. Ne-am povestit despre America și așa mai departe. Da, a treia încercare, sperăm asta să fie cu noroc. Da. O Poate să de revină o data asta baterie să sau o să intre o fată ceva sau se întâmplă, da. ceva se va Bă, întâmpla. să fie intră o fată, nu am deranjat. Dar pe acolo. Și e amuzant pentru că fetele noastre sunt în partea aia. Vă încheie la ușa asta măcar? Da, o să refacem podcastul cu Radu. Să le facem. Pentru că a fost drăguț și chiar vrem să avem Putem să mai încercăm, mai avem și alți invitații. Să mai avem și alți invitați. Nu în asta cu Radu, în general. Să Ah, mai invităm da. oameni așa. Da, Paul, de putem. exemplu, sau Da, știi, da, de da. la, ca să vorbim un pic de sketch-uri. Da, ne plângeam. Sau alți prieteni, putem să mai invităm și pe... Alți prieteni. Da. Găsim un prieten. Parcă aveai tu mai de mult un prieten. Bă, nu mai Nu știu. mai știu nicio. Parcă da. O să mă uit în agenda. Că aveam în agenda scris. E în oracol, cred că l-am. Vrei să trecem la lucruri mai serioase? Asta e întrebarea standard. Da. Ești gata să trecem la lucruri mai serioase? Oracol, Doamne. Am făcut un oracol. Am făcut un oracol care era... Am văzut special, l-am făcut, că totdeauna am fost mai deosebit. Eu am vrut să ies în evidență. Normal. Și am făcut un oracol foarte diferit de... Am luat tot ce se făcea în oracolele standard și le-am făcut exact altfel. Și încă l-am păstrat. L-am acasă și am pus diverse întrebări mai dubioase. N-am numele, l-am cerut la sfârșit. Adică, da, timp. Ma. Ultima întrebare la numele, adică... Apropo, cum te cheamă? Da, o chestie de asta și... A avut succes, a avut succes. Evident că era, Spre nu? deosebire de tine. Ultima, asta e ultima ediție din podcastul Ceva Mărunt. Cele două n-au ieșit, asta se Asta termină mai se repede. termină mai repede și cu o crimă. Va fi primul podcast cu o crimă. Da, măi, ne-am uitat mai devreme de scoțienii ăștia și englezii ăștia pe aici, care nu sunt în stare să se adapteze. Da, au o limbă groaznică pe care o înțelegem foarte greu, deși noi avem pretenția că înțelegem limba engleză și știm să vorbim destul de bine. Dar sunt cele trei motive enumerate, Sergiu. Cele trei motive enumerate, nu mai știu care erau, dar mă gândesc acum. Primul ar fi că Nu enunță deloc corect, vorbesc foarte prost. vorbesc, da, și în al doilea rând sunt mereu beți. Da. Sunt mereu beți și cred că și de asta a ajuns limba lor să fie așa, pentru că s-au îmbătat, au vorbit stricat, după care acum când se îmbată vorbesc de două ori mai stricat și este groaznic. Cum am eu impresia că e cu moldovenii la noi. Fără să o zic în modul peiorativ, dar mi se pare că Muntenia, de exemplu, când te îmbeți, vorbești mai moldoveni, mai rotunjești cuvintele să și seamănă mai mult cu... Mie, cel puțin, mie nu așa să mă prefac că vorbesc moldovenește când sunt beat. Mult mai... Sau ți se pare? Da, sau se pare. Sau ai mai multă încredere în tine? Da. Și al treilea motiv este faptul că folosesc o grămadă de regionalisme și arhaisme pe care nu le cunoaștem sau chiar și în restaurante te duci și te uiți și găsești tot felul de nume la mâncăruri care e clar că sunt chestii de aici, locale, și nu prea știi ce sunt. E la risc. Ați am zis că a venit unul beat la noi și ne zicea că el e scoțian, că el nu e, n-are treabă cu regina. Ei n-au regina, ei sunt aici altă treabă, sunt separați. El nu vorbește engleză, el vorbește scoțiană. Și așa e. La 71 sări sau cât?
Ce Sau înainte de 17 spectacol. perzi, înainte de Știu, și spectacol. noi se închid foarte devreme aici barurile și toate și eram, noi când am plecat, era 8 jumate și erau beți pe stradă o grămadă, o grămadă. Da, da. Dar Dar... ce vorbești? Că noi am ieșit să luăm micul dejun și erau doi la masă la terasa aia, pe pod acolo, lângă pod. Erau doi bărbați, fiecare la masa lui și fiecare cu câte o bere din aia mare. Asta era micul dejun. Asta mănâncă ei. O bere. Da, suntem în cât a patra zi de festival, am zis. Da, a patra zi. A mers foarte bine. A mers din ce în ce mai bine ca număr de oameni și ca spectacol. Ne-am mai și relaxat noi un pic, cred. Da. De relaxat ne-am relaxat, de obosit am obosit din ce în ce mai mult. Bă, da. Dar a fost bine. Sperăm să fie și astăzi bine, că și astăzi e zi de weekend. Am înțeles că și mâine s-ar putea să fie relativ ok. Așa ziceau ăștia, tipul care organizează festivalul, zicea în newsletter. Marți, miercuri încolo s-ar putea să fie destul de slow. Dar ne descurcăm noi. Dacă nu se ține, abia ne odihnim. Aie! Da. Dar a fost bine, a fost plin, oamenii chiar au reacționat, a fost plăcut. Da. Și ziceam că o să tragem, asta am zis în asta sau în altul, că o să mai avem invitați? În asta, care nu... Da, că am vrea să mai avem și alți invitați. Radu e primul, că o să tragem din nou cu el și am vrea să mai avem și alții din când în când. Ziceam de Paul, să vorbim de sketch-uri, să vedem ce... Da. Ce se mai întâmplă? Și ziceam, Sergiu, da, Toma. Ce mă mai enervează pe mine? Așa, zici ce te mai enervează pe tine. Ca că să-ți... De asta suntem aici. De asta suntem aici, până la urmă. Mă enervează aici în Legatul Unit. Ce te enervează în Legatul în Unit? În Legatul Unit mă enervează Legatul geamurile. Unit. Geamurile, da. Doamne, geamurile. Deci geamurile au... Nu e geam deschis și închis geam. Nu există această propoziție. Așa, e ce faci așa. În seara asta? Ce faci în seara asta? O să ai deschis camera. Asta e activitatea mea de seară. Ce faci? Deschid geamul. Deschid geamul, da. În cât timp ne vedem? În jumătate de oră? Nu pot, că trebuie să închid geamurile înainte să plec de acasă. Mi-ați văzut șurubelnița? E realmente, e o cheie. E o cheie, un imbus cu care trebuie să... Nu se trebuie să vedeți. Trebuie să filmăm și să vedeți. Uite, filmăm acum. Deschid geamurile. Sergiu, fă cu mâna. E, așa e. Asta e la geamuri, ca să faci la geam ăla și după aia ăla ca să închizi, că nu poți să deschizi mai sus decât asta, ca să nu intre hoții. Probabil, nu știu. Și ca să-l deschizi pe ăla, trebuie să dai o chestie mai sus, să apeși la care eu n-ajung. Eu dimineața, ca să-mi resesc camera, mi-am inteles să-mi iau un scaun, să mă duc să... n-ajung. Și durează, că... Nu, deci e fascinant, fascinant cum oamenii ăștia sunt în secolul 21, în Anglia, Scoția. Da, și nu, cred că doar aici. Da, nu, e, nu, că și dincolo era, dar acolo era, avea un alt sistem, parcă un pic mai deștept, în care doar ridicai și deschideai și închideai din alea. Parcă avea o clemă, o ceva, nu mai știu, în Londra. Asta una și a doua, robinetele. Oh. Au robinet de apă rece și robinet de apă caldă. Nu există unul care să poți să combini să ai apă călie. Nu, fie îți degeră mâinile, fie te frigi. Cam astea sunt cele două opțiuni. Fie te speli într-o baltă mizeră,
Că asta e logica, așa poți să te speli, nu? Pe față sau pe mâini. Sau pui un dop, tai drumul la apă, îți vine acea apă și caldă și rece și după aia, în secunda 2, nu mai e curată apa aia. Nu înțeleg cum poți să... Uite, mă, putem să facem ceva, să vindem noi aici, să facem niște țevi adaptoare, știi, să se unească așa și să se spele și ei, să vadă cum e să te speli cu apă. Da. Ok. Da, ziceam că am aflat oarecum de ce se întâmpla la un moment dat treaba asta, de ce au mers pe soluția asta. Și explicația era că pe vremuri mai de mult aveau un rezervor de apă sus pe casă, în care se strângea apa rece de la ploaie și atât. Altceva nu văd de unde mai era. Se mai strângea un pic de la pescărușii ăștia de pe aici. Probabil. Cert e că apa caldă venea purificată pe țeavă, că trebuia și oricum și încălzită și o avea un rezervor, avea o centrală probabil undeva. Dar erau separate, era una venea de departe și una era o foloseau pe asta rece de pe casă. Și asta nu era purificată, era doar filtrată, cred, să n-aibă mizerii așa, așa, dar nu o puteai folosi să bei sau să pui, să îți faci mâncare sau era doar pentru menaj. Și au mers cu sistemul ăsta cu țevi separate ca să nu existe riscul la un moment dat dacă e vreo ceva un refulează vreo țeavă și se întoarce apa înapoi pe țeavă, să existe riscul să se contamineze toată apa caldă și pe aia toată centrala și tot în partea aia. Să nu meargă invers. De ce mai au încă sistemul ăsta? Ghicitul tău e la fel de bun ca albe. Ghicitul tău. Your guess. No. Dar ziceai de cine? Un german, un canadian? Da, ce? Da, era un canadian, care a mers în Germania, apropo de geamuri. Care a mers în Germania, un tip destul de tânăr, un pic mai în vârstă decât noi, care are o grămadă de proiecte interesante pe... E un canal pe YouTube pe care îl urmăresc. Face tâmplărie, dar face și tot felul de alte mai... și cu motoare și cu tot felul de lucruri și a scris și niște softuri pe care le vinde la el pe site, adică cred că câștigă bani în principal din asta. Cu niște roți dințate, cu un fine, isteți tipul. Și era uimit, a fost în Germania acum câteva luni și a filmat o bucățică pe care a urcat-o pe canal, tocmai ca să arate, nu știu, lumii, că pentru el era o noutate, geamuri termopan fix cum sunt la noi, fix geamurile clasice, pe care le-a deschis și normal și le-a deschis și rabatabile, așa, da, de sus în jos. Și era uimit cât de simplu și de genial e. Era, da, ok. Vedeți că ele rulante. Acolo, magie. Da, niște înapoiați. Da. Fost dubios. Și din fericire la baie avem un duș care e... Că la cadă sunt separate. Da, la cadă avem... sunt separate, dar la baie e un duș care are încălzitor din ăla. Da, mini-centrala lui. Are mini-centrală, unde vine probabil doar apă rece și ți-l încălzește... Să încălzește el. Mă întreb dacă aveau două dușuri înainte pentru fiecare. Apă caldă și apă rece. Da. Probabil că da. Probabil că da, dar nu văd de ce nu. Ca să fie în ton cu toată. Ce te-a mai deranjat pe aici? Vântul. Vântul, da, vânt. E deranjant. Vântul a fost oribil. Vremea se schimbă foarte repede și te scoli dimineața și soare. Și după aia începe să bată un vânt sau să plouă. Și e exact nenorocirea de cum e la noi primăvara, în care pleci cu canadiana de acasă și pără mor de cald sau pleci în mânecă scurtă și... Numai că aici are un ciclu de o jumătate de oră. O jumătate, da. Cam așa, deci ți-e frig, ți-e cald, ți-e frig, ți-e cald, ți-e frig, ți-e cald, te plouă. Ești rasist. Că n-ai cum să mai fii atât de nervos și să fii... Albi sunt egal cu negri. Nu. Sunt secunda aia, nu mai e așa. Da. Da, mă. Da, uite, sus, uite, geamul ăla e mai isteț făcut sus. Doar că n-ajungi niciodată la el. N-ai cum să ajungi. N-ai cum să ajungi la el. Dracu să ia. Dracu să-i spele. Dracu să-i spele. Am mai văzut niște postere prin oraș cu ladyboys. Da. Din Thailanda, nu? Da. Parcă așa era. Da. Și de la mama lor, cum ar veni. De la mama lor, da. Erau postere prin tot orașul. Nu exista pub, nu există
magazin care să nu aibă posterul ăsta. Pentru că, paranteză în cazul în care nu am zis asta mai devreme, absolut toate magazinele și toate venue-urile astea, barurile și cluburile unde se țin, dar și o grămadă de magazine standard. Da, care nu au treabă cu festivalul. Chioșcuri și fast food-uri, frizerii, tot. Nu contează. Dacă promovează Fringe, dacă sunt susțin Fringe-ul, festivalul, au afișe în geam. Și afișe puse de toți oamenii care se plimbă și noi. Asta am făcut primele zile, ne-am plimbat. Și am lipit afișe, intrat în magazin, întrebam, putem să punem și noi un afiș? Da, și lipeam pe vitrina. Și e plin, prin toate sunt sute de afișe în fiecare magazin și flyere. Și încep să urmărești, cred că s-a oprit acest... Am murit cu totul? Da, și pare că a murit, nu? Da. Nu mai are baterie. Ok, continuăm cu ăla. Ok. Mă duc să văd dacă înregistrează, ca să nu... Să mergem mai întâi doar audio. Mergem în continuare. Așa. Și le vezi la un dat, se mai tot repetă, toate afișele apar așa, dar dintre toate iese în evidență afișul ăsta cu, afișul ăsta, da, cu Lady Boys din Thailanda. În Thailanda, care este absolut peste tot, e și în localuri în care nu sunt alte afișe. E da, doar asta. Da. Nu știu cum au reușit. Bine. Depinde cine s-a dus să pună. Păi, cred că asta e secretul. Da, secretul, da. Și ne-am gândit că probabil pentru... Fiind atâtea afișe, nu... Noi n-am... În trei oameni și tot n-am făcut față. Am fost extenuat în fiecare zi de atâta plimbat și întrebat. Și ne-am dat seama că ei au reușit să împânzească orașul. Sau ei? Le? Ele. Ei-le. 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 Aceste persoane au reușit să împânzească... They. Așa. They. Au reușit să împânzească orașul pentru că au determinarea unei femei și stamina unui bărbat. Da. Da, este un mix. Dacă vedeți cum mai uit așa subit încolo, este pentru că văd afară și bate foarte tare vântul și mă gândesc să nu ne ia casa pe sus. De asta mă uit așa în gol, în afara cadrului. Da. Și, din păcate, spectacolul e după ce plecăm noi. E după ce plecăm noi? Da. Ai fi vrut să te mergi? Aș fi vrut să merg să văd. Acum chiar sunt curios câte afișe au pus. Și au și de alea mari. Nu știu că ai fost și puse de organizatori. Da. Să mai mergem și noi pe la niște show-uri. Poate reușim să mai, să mai vedem și niște chestii mai deosebite. Adică nu stand-up plastic. Poate ajungem până la ceva. Da. Și... Când, până la mijlocul săptămânii, când o să fie mai liber, că o să fie mai puțină lume în cadrul festivalului, în oraș, totul, și poate ajungem atunci. Păi, eu zic să colită podcast. Și eu zic să colit și să sperăm că avem ce ne trebuie. Da. Să fie primit.